Jocurile politice de pe scena județului se văd uneori cel mai bine în fluctuația de consilieri din Consiliul Județean. Ca să schimbi un consilier cu doar 2 luni înainte de încetarea mandatului actualului legislativ, înseamnă aparent pură prostie și joc politic inutil. Asta pentru că bietul supleant intrat în Consiliul Județean cu doar 60 de zile înainte de încetarea mandatului oficial, nici măcar nu învață ușa de intrare în sala de ședințe, dar rămite să poată vota în cunoștință de cauză o hotărâre importantă, atâta câte vor mai trece prin Consiliul Județean. La ședința din 23 martie au fost validați, să sperăm, ultimii doi supleanți care îi înlocuiesc pe demisionarii Andrei Ignat, exclus de PNL, și Florin Grumezescu, intrat în legislativ ca urmare a demisiei social-democratului Ioan Păcală, care și-a asumat, zice-se, criza apei din capitala județului. Comisia de validare a constatat că dosarul de consilier al fiecăruia dintre cei doi supleanți este complet și nu există incompatibilități evidente cu funcția. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier județean ale domnilor Mircea Ciudin și Florin Grumezescu, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, au semnat toți membrii Comisiei de Validare. Rând pe rând, cei doi supleanți au depus jurământul într-o sală de ședințe absolut improprie ca și capacitate de găzduire a ședințelor, în condițiile în care pe ultima 100 de metri înainte de alegerile locale, numărul camerelor de luat vederi prezente la ședințe s-a dus undeva la 10, la care se adaugă și peste 10-15 salariați ai Consiliului Județean din aparatul tehnic, plus diversi cetățeni interesați de unul sau altul dintre proiectele înscrise pe ordinea de zi, cât se poate de stufoasă de la o ședință la alta. Mulțumesc colegilor mei pentru încredințarea acordată, prin care rostesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județul Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă doresc succes pentru perioada următoare, pentru mandatul pe care o să urmeze și să se încheie la sfârșitul lunii mai, începutul iunie. Oricum, pentru perioada următoare vă doresc succes și bine ați venit în mijlocul nostru. Subsemnatul Dumnezeu Florin, vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor de Turneam, așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări și mult succes! Din păcate, niciun partid politic din cele care schimbă consilierii ca pe șosete nu se obosește să explice public jocurile de orgolii care fac atâta rău scenei politice locale și care ascund, în fapt, interese majore de grup și de partid la companii importante ca Apaserv, Troleibuzul sau Spitalul Județean, unde se duce o luptă surdă între partidele intrate în Consiliul Județean la braț, adică în alianța care s-a chemat USL, marea deziluzie a acestui popor. PSD și PNL au devenit astăzi dușmani de moarte și se luptă, astfel, pentru sinecuri în societățile Consiliului Județean, deși oficial se jură că nu fură.